Bună tuturor! Bine ați venit sau ați revenit pe Ascult și Citesc! Eu sunt Loredana, este sâmbătă și a sosit momentul mult așteptat să facem din nou turul bibliotecii. Nu putem rata, cred că în fiecare an am făcut un tur al bibliotecii, pentru că biblioteca este într-o continuă dezvoltare, așadar am venit și anul acesta cu un update al turului bibliotecii. Sunt peste 700 de cărți în bibliotecă, am apucat să le număr, recunosc, doar pe cele din față. Sunt cam 700, dar mai am câteva și în spate, pe rândul din spate, și pe acelea n-am mai avut răbdare să le număr, dar sper să vă bucurați împreună cu mine de un nou tur al bibliotecii. Știu că este un vlog foarte cerut, așa că avem mult de treabă. Hai să începem! Un detaliu important, zic eu, este faptul că am ales să-mi aranjez cărțile în ordine alfabetică după numele autorilor. Pentru mine, momentan, soluția asta funcționează cel mai bine, pentru că de multe ori, nu știu, nu mai știu cum arată coperta sau care este titlul și mă ajută mult mai mult sistemul ăsta. Știu că trebuie să citesc o carte de Bachmann, mă duc, cam știu unde este raftul cu B. Hai să începem cu biblioteca asta mai mică, pe care am cumpărat-o, evident, după ce n-am mai încăput nicio carte în aceasta, dar cu toate astea încă mai strecor așa câte una. Încă mai este un pic de loc, am pus inclusiv deasupra, așa că mă descurc încă cu spațiu. Și am cumpărat-o și pe aceasta mai mică, n-am găsit la aceeași înălțime, în fine, nu contează, pentru că am putut să mai decorez un pic. Și aici am pus, în general, cărțile de la Polirom Top 10, care sunt destul de multe din aceeași colecție și n-am vrut să le combin cu celelalte de la alte edituri, pentru că au alt format, asta știți bine, și sunt, evident, puse tot în ordine alfabetică, așa că haideți să vă arăt un pic cum stă treaba cu rafturile de la Polirom, unde mai intervine și editura Art, dar și editura Corint cu clasici ai literaturii acolo jos, așa că haideți mai aproape. De ceva timp, cel puțin de când am mutat biblioteca în altă cameră, am încercat să o mai decorez un pic. Înainte nu foloseam nimic, se părea că ok, doar cărți în bibliotecă și atâta tot, dar mi se pare că arată foarte fain cu plantuțe. Clar, trebuie să am și lumânări în casă. N-am făcut nimic special pentru acest vlog, pur și simplu așa arată biblioteca mea cam în fiecare zi. Să trecem și la cărți, vă spuneam că sunt în ordine alfabetică, dar uitați că îmi dau seama că am folosit câteva cărți pentru anumite vloguri, cele 4 de aici, și nu le-am mai pus eu la locul lor. Începea turnul acesta de cărți cu Margaret Atwood și, din câte vedeți, sunt în urmă alfabetică, Bukowski, Camus, Dostoevski și ajungem mai departe. Da, este, nu știu, eu înțeleg cum stă treaba. Am vrut, mi s-a părut că încap mai bine un pic așa și mai pot să pun și alte lucruri pe aici, așa că am întors turnulețul, dar aici am continuat așa cum este normal, să zicem, să punem cărțile în bibliotecă, tot cu Dostoevski, Scott Fitzgerald, John Fowles, ajungem și la litera H, Michel Houellebecq, Kazuo Ishiguro. Și vă spunea că mai intervin cumva și alte edituri, aici am pus și cele 3 cărți scrise de Margaret Atwood din această serie de la editura Art, pentru că oricum au cam aceeași mărime și culoarea este ok. Și mai departe, continuăm tot cu Kazuo Ishiguro, Franz Kafka, Ken Casey, Dan Lungu, Naguib Mahfouz, Ian McEwan, am deja multe cărticele și trecem la Murakami. Bine, prima carte este de Ryu Murakami, care nu este tot Haruki Murakami, dar de aici continuăm cu iubitul meu, Haruki Murakami. Și aici am făcut aceeași treabă, am folosit aceste cărți în vloguri și nu le-am mai pus de fapt la locul lor, dar acestea două le-am primit, ce-i drept, și le-am pus aici, nu am apucat și de la litera, dar iarăși mi s-a părut că se potrivesc în cadrul ăsta. Haruki Murakami, Haruki Murakami, Haruki Murakami, Vladimir Nabokov, Eugene O'Neill, George Orwell, Chuck Palahniuk și un ZZ Plant lângă, pentru că mi s-a părut că au nevoie de puțin oxigen. Aici am pus iarăși din aceeași colecție de la Art cărțile scrise de Kurt Vonnegut, pe care le-am eu în colecție, vi le-am arătat, cred că am făcut chiar un vlog dedicat acestui scriitor. Trecem la Polirom, la Orhan Pamuk, Boris Pasternak, Raymond Rodriguez, Parinus Sanie, José Saramago și aici am destul de multe cărticele scrise de el. Adrian Schiop și Bernard Schlink, și
o scoică falsă și alte nebunii. A, și în spate mai am, o să vă arăt așa un pic, câteva cărți. Pe ce drept, nu le-am citit pe toate, nu știu dacă puteți să vedeți foarte bine, dar le-am pus acolo pentru că ce drept nici n-am de gând neapărat, de că nu sunt în atenția mea prea curând și nici nu mai aveam de fapt unde să le pun. N-am știu ce să mai fac, sper că nu se supără pe mine, că sunt private de lumină, dar o să ajung și la ele. Unele dintre ele le-am citit, nu zic nu, dar mai departe. Avem aici cartea Mica Enciclopedie Hygge, Rețeta daneză a fericirii, care v-am mai spus, mi se pare foarte drăguță și deja am intrat în sezonul cozy și al rețetei daneze a fericirii. Îmi place din când în când să o mai deschid. O plantă falsă pentru că nu am foarte multă lumină și atunci nu pot să pun orice plantă aici. Aceasta, norocul meu este că nu prea are nevoie de atât de multă lumină și nici de apă și atunci o duce foarte bine aici, dar puține plante am reușit să văd că rezistă bine în bibliotecă pentru că nu am foarte multă lumină. Mai departe, Zeruia Shalev, ce mai avem? Irving Stone, Tolstoi, Matei Vișniec, Irving Welsh, Oscar Wilde, Evgen Zamyatin și am ajuns deja la litera Z și cu aceasta se și încheie colecția mea de la Polirom Top 10. Și aici am în spate câteva cărți din colecția Carte pentru toți și mai am din această colecție deasupra pe bibliotecă, dar o să vă arăt. Am și aici destul de multe. Iris Murdoch, două cărți, Alexandre Dumas, Cei trei muschetari, ce mai am aici? Gustave Flaubert, Saul Bellow, Agatha Christie, Victor Hugo, Mizerabili, aici sunt și Amantul doamnei Chatterley. Acolo, la cameră, zi, salut! O să facem turul, se pare, împreună cu Jess, pentru că nu suportă să fiu eu în lumina reflectoarelor și el nu. Dar stai, te rog, mai cu fața, nu? Ai adormit? Câteva viniluri am păstrat aici, pentru că ați văzut deasupra am un pick-up și colecția mea de la Corinth, clasici ai literaturii. Avem aici Lelia, Bălciul deșertăciunilor, cele două volume, Fiși îndrăgostiți, Vilet, Femeia în alb, Marile speranțe, Mănăstirea din Parma, Jane Eyre. Aici avem Doamna Dalloway și Camera lui Jacob, Departe de lumea dezlănțuită, Maestru și Margareta, Fantoma de la operă, Mândrie și prejudecată, Contele de Monte Cristo, cele două volume, O pagină de dragoste, Piața Washington, Verișoara Bet, Rânduiala firii, Oliver Twist, Suflete moarte și Ana Karenina, aici, din câte vedeți. Aceasta a fost prima parte a bibliotecii, acolo a fost, să zic așa, mai ușor, deși și pe raftul cel mai de jos mai aveam niște cărți în spate, dar le țin secret să mai am ce să vă arăt și altă dată. Așa că trecem la partea mai mare a bibliotecii, să vedem ce am deasupra bibliotecii. Am aici colecția Rao, tot clasici, aceasta nu este o carte, aici este ceai, dar mi s-a părut că se potrivește perfect în colecția aceasta, unde avem Gabriel Garcia Marquez, Thomas Mann, Hermann Hesse, Anna Sewell, Black Beauty, André Gide și cei doi stâlpi de susținere, să zic așa, pentru că am zis că e mai safe să stea ceva, să le țină, să nu cadă. Aici am colecția, cealaltă parte din colecția Carte pentru toți, despre care vă spuneam. Este pusă invers pentru că am vrut să iasă mai bine în evidență semnul acesta cu Reading is to the mind, what exercise is to the body. Și le-am pus eu invers. Majoritatea oricum le-am citit aici, așa că am zis ok, sunt așa. Și acest îngeraș făcut din paginile cărților pe care l-am luat acum mult timp și încă rezistă săracul și l-am pus așa să vegheze asupra bibliotecii mele. Nici nu știu, să vă scot câteva ca să nu ziceți că țin secret ce am aici. Războiul nu are chip de femeie, Inima întunericului Joseph Conrad, opa, Donatart, istoria secretă, uite aici era, doamne, că și uitasem de ea, O viață măruntă, pe care am citit-o, bine, n-am pus-o așa pentru că am pedepsit-o, n-a fost atât de rumin, chiar mi-a plăcut, dar demonii, uite și demonii sunt aici, zici că am pedepsit cărțile astea, doamne, adevărat, Roșu și Negru, Stendhal, pe care am citit-o mai de mult din biblioteca părinților și am vrut să o am și eu, Dostoievski dublu și Vârsta inocenței. Aici am câteva, majoritatea de la Litera, sunt toate primite, le-am asigurat și pe ele cu o boxă portabilă, de fapt este una singură,
se prinde așa, cu magnet, dar am zis să stea un pic pentru că cred că au și căzut la un moment dat. În fine, vi le-am arătat într-un vlog, sunt drăguțe, le-am pus aici să le văd că poate am de gând să le citesc mai repede. Le-am primit, așa că mulțumesc frumos pentru cadou. Să trecem și la ce este înăuntru bibliotecii. Începem evident cu litera A și se continuă cu B, C, D. Cred că știți alfabetul, nu trebuie să vi-l mai spun eu. Clar, mai am și lumânărele pe aici și alte decorațiuni, că totuși vine Halloween-ul. Dar nu mă iau neapărat de Crăciun, da, îmi place să rearanjez și să fie mai crăciunos. Dar avem așa. Foarte multe cărți, chiar nu o să pot să vi le spun pe fiecare parte, dar o să filmez cu siguranță fiecare raft și dați și voi acolo pauză, citiți un pic și vedeți cum se treaba, pentru că altfel o să seamă aici ore în șir. Începem cu prima pătrățică, din câte vedeți și aici am, și o să vedeți de fapt în fiecare pătrat pe care vi-l arăt că am mai pus deasupra cărți. Sunt primite sau cumpărate și n-au apucat încă să-și găsească locul, n-au legătură cu ordinea alfabetică de aici, dar o să-și găsească și ele locul. Avem așa Abercrombie, Abgarian, Abramovici, Abulhawa, Agopian, Elcott, Alexievici, Arioși, Armentru, Ashby, Ashcroft, Atwood, am mai multe cărți care continuă și pe acest raft, tot Margaret Atwood, Marcus Aurelius și trecem la litera B, Barbellion, Bachman, toate cele patru. Aici nu, iarăși sunt primite și nu sunt într-o ordine alfabetică, dar sunt doar scriitori români. Încă o lumânărică și ajungem și la Alain de Botton, Rodica Ojoc Brașoveanu, trei cărți, Bill Bryson, Bukowski, Cărtărescu, Charlie Chaplin, Henri Charrier, Tracy Chevalier, deci am ajuns la litera C. Ultimele noutăți, cumva, sunt printre ultimele cărți pe care le am primit. Cipileaga, Clevel, Nobila Casa și Changi, Paul Coelho, stați că mai este aici, dar s-a dus în spate, Coțe, destul de multe cărți, 4-5, Kogman, Cormier, Cronin și aici câteva cărți la fel pe care le-am primit. Costa de Azur, Pacientul, toată lumina pe care o putem vedea, Dostoevski, Săracul Ieșel Micuț aici, pentru că am de la mai multe edituri, Mihail Drumeș, Alexandra Duma, Mihai Duțescu, Irina Dumitru, trei cărți și aici iarăși câteva cărți pe care le-am primit. Am ajuns la cel de-al doilea rând, continuăm cu litera D, Daniela Dumitru, Dave Eggers, am trecut la E, Mircea Eliade, uite deja suntem la F, Louise Fain, Deborah Feldman, Elena Ferrante, toată seria, Tetralogia, Zelda Fitzgerald, Jonathan Safran Foer, care se continuă și aici, iar aici am câteva cărți, cele trei de la Storycraft Publishing și încă una scrisă de un autor român. Toate patru sunt citite și mai am și în spate câteva cărți, chiar acolo sunt inclusiv cele trei cărți de Khaled Hosseini pe care le am eu și pe care le-am citit și mi-au plăcut foarte mult, dar sunt acolo pentru că nu am găsit să se potrivească cumva niciunde și le-am și citit pe toate trei. Seneca se află tot aici, săracul, am pus acolo să se gândească ce a făcut, și Epictet, cele patru cărți de Seneca pe care le-am și citit și manualul lui Epictet și pe aceasta am citit-o și, mai am și pe aceasta de Seneca, pe aceasta n-am citit-o încă. Câteva cărți primite iarăși și aici puse deasupra, Sarah Gray Forden, John Fowles, Jurnalul Anei Frank, Victor Frankl, trecem la G, Roman Gary, Sarah Gruen, cele două cărți care mi-au plăcut foarte mult, Emily Gunnis, încă o lumânărică și în spate avem colecția aceasta pe care o găseam, nu știu, la ziarul Adevărul sau 101 cărți de citit într-o viață.
și la următorul raft și cred că și la următorul tot din aceeași colecție am în spate, așa că nu o să vi le mai arăt. Când am arătat la un moment dat oricum într-un tur al bibliotecii, acum săracile sunt acolo, dar sunt bine, încă sunt în biblioteca mea. Mai am aici încă 3 cărți din colecția clasice a literaturii de la Corint, printre ultimele venite și nici nu mai prea am în cap acolo unde sunt ele puse. Matt Haig, 3 cărți, Peter Henke, Christian Hanna, Sven Hazel, ce avem aici? Ellie Hazelwood, Hemingway. Trecem la litera H. Annette Hess cu Casa Germană, Dune, primele 3 volume, Colin Hoover, mai departe, acestea toate, bine, mai am și aici una, iarăși aici deasupra câteva cărți primite, Aldous Huxley, Guzelia Hina, 3 cărți de Guzelia Hina, Garabeti Breileanu, Asasinul Siberian de Cătălin Ioniță, Prețul Sângelui Cătălin Ioniță, Raluca Ieremie, Cazui și Gură, o 2 cărți sunt și aici, Casa Bântuită și Caligula mai am aici și evident câteva cărți și deasupra, pentru că altfel nu se poate, orice spațiu gol trebuie folosit, nu lăsăm așa în bibliotecă, punem cărți acolo să fie. Hai să vedem mai departe. Aici am primit câteva cărți de la editura Nemira, evident că le-am pus lângă o lumânare scary și trecem la Cum să prinzi un spion rus, James Joyce, 2 cărți, Ismail Kadare, câteva cărți, Mary Carr, Yasunari Kawabata și aici avem câteva exemplare, Când înflorește liliacul și evident lista lui Schindler, că n-aveam cum să nu am lista lui Schindler, încă o față înfricoșătoare în biblioteca mea. Inclusiv aici în spate mai am câteva cărți din câte vedeți, nu o să le mai scot pentru că am obosit deja, efectiv, să scot și să le pun și la loc, pentru că altfel dacă nu le pun acum la loc o să dureze săptămâni să le rearanjez. Trecem la Daniel Keyes, am aici o carte și restul Stephen King. Mai avem și aici 3 exemplare, Stephen King, pe urmă din Kuntz, În aerul rarefiat, da, Ultimul tren spre Istanbul, Milan Kundera, 2 cărți, Rachel Kushner, Harper Lee, Christian Lefteri, câteva cărți pe care le-am cumpărat eu din câte țin minte. În afară de aceasta, restul le-am cumpărat. Mai avem și aici o plantuță care încă rezistă și am zis că dacă rezistă o mai las aici. Mai departe Mario Vargas Llosa, 4 cărți, Maya Lunde, vreo 3 cărți, avem Dan Lungu, Sunt o babă comunistă, Naguib Mahfouz, 2 cărți, Betty Mahmoudi, Numai cu fica mea, Singur pe lume, Garcia Marquez, Pacienta tăcută, Henry Miller, 3 cărticele. Iar aici trecem la Yukio Mishima, Teru Miyamoto, Akira Mizubayashi, întâmplător s-au imerit 3 japonezi aici. Trecem la Heather Morris, 3 cărți, Vraciul, cele 2 volume din Vraciul, Herta Müller, 2 cărți, Ryu Murakami și aici mai am o carte de Ryu Murakami și evident aici continuăm tot cu Haruki Murakami, tot de la Polyrom, dar sunt din altă colecție și atunci n-aveam cum să fie tot la Polyrom Top 10. Așa, aici avem 4 noutăți de la Humanitas Fiction, nou primite, Haruki Murakami pentru că n-am mai încăput acolo, Un apartament la Paris, Vladimir Nabokov, Alina Nelega, 2 cărți, Vânătorii de capete, Ana Silvia Nicolaici cu Bona ce facem, Liceul 13, Radu Octavian, Yoko Ogawa, 2 cărți, Copilul din flori, aceasta e o carte pe care am luat-o din anticariat și n-am citit-o, dar am zis că mi s-a părut interesant atunci, la timpul respectiv, au trecut 3 ani, în fine, George Orwell, Delia Owens, Acolo unde cântăracii, Amos Oz, Cutia neagră, Ioana Părvălescu, Chuck Palahniuk, 3 cărticele, Sanatoriul, Apă proaspătă pentru flori, ce mai avem aici? Patul lui Procust, Camil Petrescu, Ultimul trandafir din Shanghai, Evadarea de la Auschwitz, se numea Sara, Joseph Roth cu mai multe povești scurte în această cărticică, Salman Rushdie, Versetele satanice, Doina Rushdie și Andreea Russo, iar aici iarăși am câteva cărți primite, noi, nu, unele sunt încă în
țiplă, pentru că m-am gândit că o să le fac cadou. Unele sunt dubluri la mine în bibliotecă și atunci când e vorba de dubluri, da, atunci le dăruiesc cu tot dragul. Dar dacă nu le am și vreau și îmi doresc să le citesc atunci când primesc cărțile respective, atunci nu le dăruiesc. Dar dacă am cumva dublură, le dau cu tot dragul. Nu am nicio problemă. Nu sunt atât de zgârcită cum pare. Pur și simplu țin foarte mult la cărțile mele. Mi se pare personal, nu știu. Am răsfoit, am notat poate în cartea respectivă. Am făcut cu degetul așa să schimb pagina. Adică chiar nu mi se pare că sunt ale mele și dacă vrea cineva mai bine, îi cumpăr o carte nouă. Dar nu mai insist pe subiectul ăsta. Fiecare face cum. Bănuiesc că la un moment dat o să mai dăruiesc și eu din ele, dar îmi place să le văd, să le am aici în bibliotecă. Hai să vedem mai departe că mai avem ceva de lucru și nu mai am baterie la aparat. Polly Sanson, Parinur Sanie, Boalem Sansal, Pablo de Santis, Saramago, Adrian Schiop, Eric Emanuel Schmidt, avem aici trei cărticele, Băiatul din deșert, Pânza de băian jânce la Serghi, Ruta Sepetis, două cărți foarte dragi mie, Josie Silver, Țăruia Șalev, două cărți pe care le-am și citit și mi-au plăcut, și Alexandru Solzhenitsyn, O zi din viața lui Ivan Denisovici. Chiar aici am câteva cărți mai noi. Paulina Simons, cele trei cărți, Călărețul de aramă, Tatiana și Alexandra și Grădina de vară, Arsă de vie, Jurnalul Reniei, John Steinbeck, 1, 2, 3, 4, 5 cărticele și Lisa Stromae, Doamna Nobel și Fata cu fragi. Iar aici am iarăși câteva cărți pe care le-am primit, pe acestea trei la Chișinău și aceasta în poștă, să zic așa. Vi le-am arătat în, cred că în ultimul book haul. Aici avem Zaharia Stancu, două cărți, Emily Stone, Omul de castane, mi-am dorit să o citesc acum în octombrie, dar nu o să se întâmple. Pianistul, foarte bună carte, mi-a plăcut. Vara în care mama a avut ochveri, Satiana Țăbuleac, Florin Tănasă, El m-a sinucis, Lisa Tadeu, trei femei, Donatart, sticletele, Ana Tot, nimic mai mult, Olga Tocorțuc, Emilia Toma, două cărți, De la zero și O numărătoare inversă. Pe aceasta O numărătoare inversă am citit-o, De la zero încă nu. Mi-a dăruit-o prin primăvară. Și aici am câteva cărți pe care le aveam împachetate pentru acel challenge cu 12 cărți, 12 luni și deschid câte o carte în fiecare lună, și cum le-am avut împachetate, nu au mai revenit cumva în locul lor pentru că nu și-aveau locul. Eu am reorganizat biblioteca și ele erau deja împachetate și atunci de fiecare dată când am terminat de citit o carte din acel challenge, le-am pus aici și o să le pun la un moment dat la locul lor, în ordinea în care trebuie. Aici, în spatele lui Jessica, avem, nu văd, C.J. Tudor, Fetele care ard și Omul de cretă, Sun Tzu, Arta războiului, lui Mila Ulitskaya, Iubindu-l pe Pablo, urându-l pe Escobar, Boris Vian, Cornelia Voiculescu, Winnie Utili, Caia de Vos, Evgen Vodolaskin, două cărți, Rosie Walsh, Janet Winterson, iarăși două cărți, și Eddie de Wind, Auschwitz, ultima stație, Colson Whitehead, trei cărți scrise de acesta, și Călătoria către sine de Irving Yalom. Și aici, foarte mică, este o carte de Moyan care se numește Schimbarea. Acestea trebuia să continue cumva pentru că sunt încă puse în ordine. Moyan, încă două cărți, Daniel Zărnescu și Carlos Ruiz Zafón, cele patru cărți. 24 de ore din viața unei femei și a patra carte din seria lui Carlos Ruiz Zafón. Fiecare moare singur, Un băiat numit Crăciun. Asta mi-amintește de faptul că vreau să mai cumpăr cărți de Crăciun anul acesta. Băiatul cu pijamale îndungi, Circe. Aici avem seria Harry Potter, bine, doar până la volumul 6, și încă două cărți scrise tot de J.K. Rowling, așadar am raftul dedicat acestei scriitoare, și evident deasupra Apocalipsa. Trecem la ediția sa aniversară de la editura Art, Frankenstein, foarte frumoasă este cartea. Jules Verne, două cărți, de fapt trei, una este aici, nu știu ce s-a întâmplat, cred că a leșinat și nu știu cum a ajuns acolo, dar o înțeleg. Flori pentru Algernon, John Steinbeck, O singură clipă, Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr, Ray Bradbury, asta este pusă invers, Memoriile lui Hadrian, Marguerite Yourcenar, Povestea Faridei, citind Lolita în Teheran, și aici avem Marcu Zuzac, două cărți, Podul de lut și Hoțul de cărți, și asta este pusă invers.
În ultima pătrățică din biblioteca mea, am avut eu o logică aici, dacă vreți să știți, am vrut să fie doar cărți negre, care au coperta neagră. Avem aici o carte foarte faină de la Litera, scriitori, viață și operă. Ce am aici? Stevenson, un caz foarte straniu, doctorul Jekyll și domnul Hyde, Flaubert, dicționar de idei primite de Agatha, James Joyce, Ulise, că am zis că s-o am și eu în bibliotecă, că poate o să citesc. Ce mai citit? Tot ceva cu Crăciunul, În cele mai frumoase povestiri, Cele 10.000 de uși ale legendării, Moștenitoarea tărâmului pierdut, Zeița orezului, Cenușa angelei, Barul Rooster, Portocala mecanică, foarte, foarte bună, Necredincioasă, Eleanor Oliphant se simte excelent, ce am aici, Filozofia sexului de Radu F. Constantinescu și Cehov, O viață în scrisori. Acesta a fost turul bibliotecii mele, sper că v-a plăcut, sper că nu v-ați plictisit și că v-ați simțit bine. Am încercat să nu mai pun accentul așa pe fiecare carte în parte, mai ales că majoritatea au apărut cel puțin o dată într-un vlog. Recunosc, mai am câteva cărți puse în balcon, dar și acelea sunt puse cu spatele, deci nu o să le vedeți. Cam aceasta este colecția mea de cărți, de care sunt foarte mândră, recunosc. S-a întâmplat să am, nu știu, atâtea cărți în decurs de câțiva ani, mai mulți, și asta mă face cumva fericită, pentru că atunci când eram mică mă gândeam, oare o să am și eu vreodată? V-am spus că am avut momente în care eram pasionată de biblioteci, nu neapărat de citit, dar de biblioteci. Îmi plăcea, nu știu, senzația pe care mi-o dă un spațiu plin de cărți. Și m-am gândit de multe ori, oare când o să ajung și eu să am multe cărți? Cumva mă bucur că s-a întâmplat și că pot să fiu cumva mândră de colecția mea, la care de multe ori ați ajutat și voi, pentru că datorită recomandărilor voastre am îmbunătățit foarte mult biblioteca, așa că vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc că sunteți aici, sper că v-a plăcut acest tur. Ne vedem, ca de obicei, săptămâna viitoare și, evident, la anul cu un nou tur al bibliotecii, să vedem ce s-a schimbat, dacă s-a mai schimbat ceva. Să aveți o săptămână minunată, vă pup, spor la citit!